Lăudat să fie Dumnezeu! Vreți să vă aduc aminte, frați și surori, că aceste cuvinte pe care le-am spus împreună, prima oară le-a spus El? El a afirmat aceste cuvinte cu aproape 2000 de ani în urmă. Am avut ocazia să stau de vorbă în părtășia frățească cu unii dintre dumneavoastră și strivind o lacrimă între gene, îmi spuneați așa: aceste cuvinte le-a spus mama mea sau tatăl meu și erați foarte emoționați. Îmi permiteți să vă întreb, nu merită Domnul nici atâta emoție cât merită mama și tata? Să nu mai simțim nimic când repetăm niște cuvinte care într-o zi El le-a spus pentru prima oară? Să permitem obișnuinței să ne stăpânească așa de mult încât să nu mai simțim emoția aceea care ne face să ne face plin de entuziasm. Vă încurajez în această seară să vă gândiți la lucrurile astea. Să ne gândim la Domnul cu emoție, să ne gândim cu entuziasm. El trebuie să rămână o persoană specială pentru noi. Dacă vorbim plictisiți de El, e bine că vorbim de El, dar nu-i bine că vorbim plictisiți. El este prea special, permiteți-mi o greșeală de exprimare, e prea special ca să nu ne emoționăm atunci când vorbim despre El. Gura Lui este sfântă. În cer El vorbește și se întâmplă. Dumnezeu să fie lăudat! Aș vrea să citesc câteva cuvinte despre El și pentru timpul acesta vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, să-L cinstim și în felul ăsta. O să citim din epistola pe care a scris-o Pavel către biserica din Efes, capitolul 1, versetele de la 17 la 22. Efeseni 1, 17 la 22. Citim în cinstea Domnului. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Amin. Vă mulțumesc, dragii mei, reocupați-vă locurile. Cerem de la Domnul ungere și după cum am avut nevoie, vom mai avea până când săvârșim slujba sfântă în întâlnirea din această seară. În ultima duminică, când am rostit cuvântul de predică aici, am vorbit despre Biserica lui Iisus Hristos și am spus atunci câteva lucruri. O să revin la cuvintele pe care le-am spus atunci și o să mai adaug câteva. Spuneam și repet că Biserica este prezența Domnului în mijlocul credincioșilor. Chemați să fie familia spirituală care înfăptuiește misiunea lui Dumnezeu pe pământ. Spuneam atunci că termenul de biserică are mai multe înțelesuri, atât în Biblie, cât și în viața contemporană. Este biserica locală, precum Biserica Betania sau alt nume de biserică. Este biserica mondială, toate bisericile locale în același timp, spre exemplu acum. Și este biserica universală, toate bisericile, dar nu doar de la momentul ăsta și din toate timpurile. Atunci am spus câte un verset pentru fiecare nume al bisericii ca să aduc argumente, însă acum nu o să le mai citesc. Spuneam de asemenea atunci că biserica
este un lucru atât de complex încât Domnul a trebuit să folosească figuri de stil numite metafore și prin comparația cu aceste lucruri pe care noi le înțelegem bine de pe pământ, el să adauge un nou înțeles al complexității bisericii la înțelegerea noastră. Și spuneam atunci că sunt peste 100 de metafore în Biblie, cele mai proeminente fiind faptul că biserica e comparată cu o familie, vrând să surprindă intimitatea din familie. Intimitate în sensul de apropiere emoțională, de respect, de asemenea logodnica sau mlădița în vița de vie, crenguța aceea de la vița de vie, care își are sursa în vița de vie. Iată dar legătura. Sau un ogor unde agricultorii pun orice se poate semăna, orice se poate cultiva. Sau un templu care arată măreție, arată protecție, arată locul unde oamenii se închină, unde vin să îi aducă jertfe lui Dumnezeu, sau corpul omenesc, care arată complexitate, interdependență, supunerea unei singure autorități. Creierul conduce toate organele astea și ele nu se răzvrătesc decât numai dacă omul se îmbolnăvește foarte tare. Ei, toate aceste imagini pe care Domnul le folosește și cu care Domnul compară biserica au rolul să adauge pentru noi noi înțelesuri la ceea ce este așa de complex și de nepătruns, biserica lui Dumnezeu. Când în Efeseni 5 Pavel vorbește despre comparația mireasa lui Hristos, adică biserica, și Hristos, și mirele, adică Hristos, el spune că asta este o taină. Imaginați-vă că niciun muritor nu poate să epuizeze o taină în timp ce o explică. În seara aceasta îmi permit să mai adaug câteva lucruri plecând de la ideea aceasta cu metaforele, și lucru pe care vreau să-l surprind în seara aceasta este faptul că toate aceste metafore au ceva în comun: viață. Toate vorbesc despre mișcare, doar câteva nu vorbesc despre mișcare. Restul, toate surprind viața. Adică biserica este o ființă vie. Biserica nu este asta. Asta este clădirea în care intră credincioșii, biserica, ca să se închine. Noi nu suntem casa unde trăim. Casa este doar locul unde dormim, mâncăm și ne adăpostim. Dar noi suntem noi, indivizii, oamenii. Biserica nu este în primul rând o instituție religioasă, asemenea celorlalte religii ale pământului care sunt în concurență cu biserica. Dacă biserica lui Hristos, creștinismul, ar fi la fel ca islamul, înseamnă că și islamul ar avea aceeași valoare ca și biserica. Și hinduismul, și budismul, și confucianismul, și alte religii ar avea aceeași valoare ca și biserica. Biserica nu este ca și acestea. Biserica este superioară acestora. În ce constă superioritatea bisericii? Biserica nu este doar o instituție umană, o instituție religioasă. Biserica nu este doar o comunitate umană organizată asemenea celorlalte grupuri sociale din lumea noastră. Biserica, deși are un scop, scopul ei nu este asemenea scopurilor celorlalte grupuri sociale. Este adevărat, biserica evangelizează oamenii neconvertiți. Este adevărat, biserica instruiește oamenii convertiți. Este adevărat, biserica se închină cu oamenii convertiți și are părtășie cu ei. Este adevărat, biserica face caritate și slujește oamenilor neconvertiți din lume. Este adevărat, dar niciodată biserica nu a avut drept scop să fie organizată în jurul acestor activități. Biserica trebuie definită nu doar prin ce face, pentru că dacă facem doar atât,
vom pierde din vedere măreția bisericii. Biserica în primul rând trebuie definită prin ce este și apoi prin ce face. Dacă pe mine sau eu pe dumneavoastră ne definim unul pe celălalt doar prin prisma la ceea ce facem, ceea ce facem noi este o mică parte din ceea ce suntem noi. Nu trebuie să definim biserica doar prin prisma activităților ei: evangelizarea necredincioșilor, instruirea credincioșilor, închinarea împreună cu ei și părtășia cu ei și slujirea împreună cu ei către o lume care are nevoie de atitudinea noastră caritabilă. Biserica face aceste lucruri, dar biserica este infinit mai mult decât aceste activități. Ceea ce definește biserica nu este doar aceste activități. De aceea trebuie să vedem biserica dincolo de aceste slujiri. Când organizăm o biserică pe activitățile pe care le facem, scopul fundamental este mutat de pe Iisus Hristos pe activitățile noastre. Și atunci, Hristos, care este originea, este sursa, este puterea și Domnul bisericii, este pur și simplu privat, jefuit de ceea ce merită în calitate de mire al bisericii, și biserica își însușește meritele acestor activități. Trebuie să înțelegem că biserica nu e o companie care face evangelizare. Biserica, în primul rând, ea face lucrurile astea, dar este mireasa lui Iisus Hristos. Biserica originează în Hristos. Biserica este sub domnia lui Iisus Hristos. Biserica este îndrăgostită de Iisus Hristos. Iisus Hristos este prea iubitul bisericii. El iubește biserica cu toată puterea lui de a iubi. El protejează biserica, el se luptă pentru biserică, el hrănește biserica. El călătorește cu biserica, el se va întoarce după biserică și o va lua de pe pământul care va fi incendiat de un foc veșnic. Trebuie să vedem biserica nu prin prisma activităților ei. Ar fi așa de puțin să vedem din biserică. Trebuie să vedem biserica prin ceea ce este ea în raportul ei cu mirele, cu Iisus Hristos. Este marea poveste de dragoste din universul acesta: Dumnezeu Israel, Hristos biserica. El se va întoarce pentru biserica aceasta. Nu-l va răbda să nu se întoarcă. Știe că nu putem fără el, știe că suntem limitați, știe că avem nevoie de el, știe că vom rămâne aici dacă nu se va întoarce. Va veni după noi și nu avem nicio rezervă să ne încredem în promisiunea lui. Se va întoarce cu puterea lui de a-și supune orice lucru, orice stare, orice eveniment. Se va întoarce pentru că ne iubește, se va întoarce pentru că e Domnul nostru, se va întoarce pentru că e iubirea noastră, e prealesul inimii noastre. Dacă soția mea este mai puțin importantă pentru mine decât Iisus Hristos, dacă Iisus Hristos este mai important pentru dumneata decât tovarășul de viață și decât copiii pe care i-ai, atunci cu adevărat El este prealesul inimii noastre. Dacă ținem la El mai mult decât la ochii noștri din cap, atunci cu adevărat El este prealesul inimii noastre și El se va întoarce după noi pentru că e dragostea noastră și pentru că noi suntem dragostea Lui. Nu trebuie să vedem biserica ca o instituție umană doar. Asta este doar o firimitură din ceea ce este biserica. Sursa bisericii este cerul, originea bisericii este cerul, perspectiva bisericii este cerul. Nu confundați biserica cu fabrica de automobile de la Detroit, o companie umană care are un păstor ce stă toată ziua la microfon, niște tineri care cântă, niște formații care cântă și niște oameni care ascultă. Oh, nu, să nu faceți asta, biserica lui Dumnezeu nu-i de pe pământ. Biserica lui Dumnezeu originează în Hristos și va fi cu Hristos. Iar până va fi cu El în despărțirea aceasta temporară, dragostea lui Dumnezeu este în biserică. Și dragostea lui Dumnezeu este în oamenii simpli din biserică. Este în tineri, în copii, în bătrâni, în adulți, în familiile din biserică. Hristos iubește pe oamenii care sunt ai Lui. Nu vedeți biserica doar prin prisma activităților ei limitate și stângace. Riscul care apare este faptul că s-ar putea să privim slujirea în biserică și eforturile noastre ca pe mijloacele prin care facem lucruri deosebite pentru Dumnezeu. O să mai repet asta încă o dată, pentru că este ceea ce vreau să vă spun în această seară. Eu nu vreau să vă spun ce scrie în teologia sistematică despre biserică, adică despre eclesiologie. Eu vreau să vă spun în această seară despre riscul
care îl avem ca biserica a secolului 21, există riscul să credem că prin eforturile noastre ne putem organiza la nivelul să facem lucruri de care Dumnezeu are nevoie. Opriți-vă, frați și surori, în această seară și scoateți-vă din minte îndrăsneala de a crede că Dumnezeu are nevoie de abilitățile noastre pentru ca să producem slavă pentru El. Oh, nu! Să nu mai credeți asta niciodată! Există riscul să credem că suntem așa de importanți încât prin organizarea, prin abilitățile noastre, prin tot ceea ce noi reușim să facem atunci când ne pregătim, putem să producem slavă pentru Dumnezeu și să-L servim pe Dumnezeu cu jertfa noastră care înseamnă împlinirea intereselor sale. Frații mei, acesta este un mare risc care mută accentul de pe Iisus Hristos pe umanismul nostru de care suntem cuprinși. În ultimii ani am fost cercetat de gândul că biserica are tendința să devină umanistă. Prea importanți devin oamenii! Și importanța aceasta e jefuită de la El. El devine din ce în ce mai important, iar oamenii devin din ce în ce mai importanți. Nu știm cum să ne purtăm mai frumos cu oamenii, să nu se supere, să nu plece, să nu se mute la altă biserică. Frați și surori, este un mare risc. Este riscul să ajungem să ne aplecăm prea mult în fața oamenilor ca să rămână aici, când aplecarea aceasta trebuie făcută doar în fața Lui. Există riscul să devenim umaniști, să depindem de banii cuiva, să depindem de ajutorul cuiva, să depindem de voluntariatul cuiva. Ascultați-mă, dacă cândva ne-am permite greșeala asta, nu v-ar ajuta la nimic, pentru că această slavă este a Lui. Biserica aceasta este a Lui, El e capul, El e centru, El este strălucitor, El este mai strălucitor decât soarele. Este impertinență să-I luăm slava, este o brășnicie să luăm din cea Lui și să împrăștiem cu oameni ca noi. Omul e țărână, omul este păcătos, omul e murdar în interiorul lui, tot materialul din care e conceput este pur și simplu denaturat, este ruginit, este pervertit. Omul nu merită slava pe care o are Domnul. Trebuie să ne ferim și să ne ajutăm unul pe altul, ca și congregație, ca și comunitate, ca și adunarea lui Iisus Hristos, să nu dăm oamenilor ce este a lui Dumnezeu, indiferent cum îi cheamă pe oamenii aceștia. Trebuie să fugim de umanism. Umanismul este să te închini mai mult sau mai puțin unui om. Trebuie neapărat să facem totul pentru El. Dacă dai bani, dă-i pentru El. Dă-mi voie să-ți spun direct. Dacă nu-i da pentru El, te rog să nu-i mai dai. Dacă faci o slujbă, dacă te chinui, dacă faci efort, dacă plângi, dacă postești, dacă te rogi, dacă faci o slujbă pentru care cineva probabil că în loc să spună mulțumesc îți face viața grea, ascultă-mă, bucură-te că poți să faci ceva pentru onoarea Lui. Nu-i prea mult plânsul, nu-i prea mult dărnicia, nu-i prea mult alergarea, nu-i! Au nevoie de noi copiii ăștia. Cineva trebuie să-i învețe, cineva trebuie să-i rabde, cineva trebuie să-i suporte, cineva trebuie să le dea o a doua șansă. Tinerii aceștia, familiile tinere de biserică, bătrânii, bolnavii, neputincioșii, au nevoie de noi. Au nevoie de noi, de asistența noastră, de vizita noastră, de rugăciunea noastră, de încurajarea noastră, de consilierea noastră. Au nevoie de noi. În numele Lui. Asta este biserica lui Iisus Hristos, câștigată prin meritele Lui, prin efortul Lui, prin însângerarea Lui, prin rănile Lui, prin bătaia pe care a primit-o nevinovat, prin faptul că a venit ca om, s-a umanizat, s-a făcut om pentru o vreme,
pentru ca să ne salveze, să ne scape. Biserica este ceva ce a produs El. Biserica nu-i neapărat o instituție pe care noi am ierarhizat-o și am spus pastorul e așa, consiliul pastoral e așa, corpul pastoral e așa, comitetul e așa, departamentele sunt așa, dirijorii și responsabilii sunt așa, adunarea generală e așa, constituția e așa, organigrama este așa și avem o grămadă de reguli în baza căreia noi, din punct de vedere uman, suntem ca o instituție. Din punct de vedere uman, avem și aspectul de instituție, însă dincolo de instituție este dragostea lui Dumnezeu rămasă pe pământ ca să vorbească despre Dumnezeu oamenilor care nu sunt încă în biserică. În noi există acest foc pentru că El e important pentru noi și pentru că El este important pentru noi, noi dăm din banii noștri fără să regretăm. Noi facem voluntariat sau facem slujbe sau ne ducem și ne întoarcem în numele Lui fără să regretăm. Uneori facem lucrul ăsta într-un timp în care ar trebui să mâncăm sau să dormim sau să ne luăm o săptămână de concediu, dar facem lucrul acesta ca să-L servim. El e important pentru noi și dovada că e important pentru noi este faptul că luăm din ce avem noi, așa de mic și așa de puțin, și împărțim cu oamenii din lumea asta, împărțim mesajul Evangheliei. Împărțim dragostea lui Dumnezeu, împărțim timpul nostru, împărțim această mireasmă pe care a pus-o Dumnezeu în noi. Ne împărțim bruma de energie pe care o avem, mergând în numele Domnului. E datoria noastră, pentru că îl iubim pe El, îi servim pe oameni. Pentru că îl iubim pe El, îi servim pe oameni. Oamenii n-ar merita să fie serviți dacă n-ar exista El și din cauza Lui facem pentru oameni ceea ce facem. Riscul bisericii însă este să-și atribuie cu măreție în umanitatea ei meritele că s-a organizat și face și drege și în felul ăsta e în stare să producă pentru Dumnezeu. Ce? Aș vrea să vorbesc un pic despre riscul acesta, frați și surori. În felul acesta noi devenim sursa slujirii și eforturile noastre devine sursa slujirii, iar Dumnezeu devine beneficiarul. Noi devenim producătorul, iar Dumnezeu devine beneficiarul. Iar Dumnezeu beneficiază după slujirea noastră. Noi suntem profesioniștii, noi suntem specialiștii, iar Dumnezeu are nevoie de ce producem noi. Ascultați-mă, sunteți siguri că nu ne-a intrat asta în cap? Ascultați-mă, sunteți siguri că nu ne trece prin cap lucrul ăsta? Dumnezeu nu-i beneficiarul, e dătătorul. Dumnezeu e dătătorul, ne-a dat viață, ne-a dat lumina ochilor, ne-a dat mântuirea, ne-a dat Biblia, ne l-a dat pe Duhul Sfânt, ne-a dat pe Hristos, ne dă asistență zilnică. Nu te-ai dus la spital speriat, nu te-ai întors acasă sănătos spunând de 1000 de ori, mulțumesc că m-am întors la nevasta mea sau la bărbatul meu și la copiii mei să mi-i cresc. N-ai spus asta ca și mine? Ba da, Dumnezeu este dătătorul. Trebuie să ne scoatem din cap orice merit. Faptul că suntem sau nu suntem organizați, trebuie să fim. Dar asta nu înseamnă că noi suntem capabili să producem, iar Dumnezeu este cineva care trebuie să beneficieze de producția noastră și ne dă nouă valoare și ne dă nouă notă de superioritate și profesionalism. Ascultați-mă, frați și surori, asta nu e umilință, asta nu e pocăință. Asta nu este proslăvirea numelui lui Dumnezeu. Tot ce este în om este stricat. Inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu-i nimic bun în om, nimic, decât cuvântul lui Dumnezeu. Suntem niște containere în care e pus cuvântul lui Dumnezeu. Suntem niște containere în care este pus Duhul lui Dumnezeu. Suntem niște containere în care este Dumnezeu. De aceea se uită Dumnezeu la noi, în numele Fiului Său, după cum noi, de aceea ne uităm la lume și o servim, în numele lui Hristos. Ceea ce vreau să subliniez mult în această seară este că Biblia prezintă biserica ca fiind a lui Hristos, ca fiind vie și trăgându-și viața din El. Biblia prezintă Biblia ca fiind inspirată, fiind călăuzită și fiind condusă de Hristos. Ascultați-mă cu atenție, oamenii lui Dumnezeu. În momentul în care vom separa biserica de capul ei, adică Iisus Hristos, o vom decapita și va muri.
Biserica nu poate să trăiască fără o legătură organică cu Iisus Hristos, fără o subordonare voluntară și conștientă, zilnică, în lucrurile mari și în lucrurile mici, în lucrurile care îți plac și în lucrurile care nu-ți plac. Orice eliminare a autorității lui Iisus Hristos este o decapitare a bisericii, e o decapitare a unui mădular din biserica aceasta. Și orice decapitare înseamnă omorâre. Cineva care nu mai are cap se numește mort, cadavru. Biserica lui Hristos trebuie să aibă cap. Și capul este Hristos, este autoritatea lui, este cuvântul lui care îți spune ce să faci și ce să nu faci. Noi suntem biserica lui Dumnezeu, noi trebuie să fim supusă autorității lui Iisus Hristos. El este capul, noi suntem restul corpului care acționează în baza călăuzirii, în baza inspirației, în baza trimiterii lui. El ne cheamă la mântuire, El ne învață și apoi ne trimite în slujire. Aceasta este responsabilitatea noastră. Un trup fără cap nu poate să trăiască, e un cadavru. O mireasă fără mire, e o văduvă părăsită. Noi suntem mireasa lui Iisus Hristos, El este mirele nostru. Noi nu ne putem detașa de El, noi nu ne putem separa de El, noi nu putem divorța de El, noi nu putem pleca singur cu organizarea noastră și cu specialiștii noștri. Legătura dintre noi și El este ca legătura dintre cap și corp. Este organică. Dacă tai această legătură, moare totul și rămâne în urmă nimic. Noi nu suntem o instituție care putem să existăm fără El, intonând cântări și predici. Nu! Noi trebuie să fim în El și viața Lui trebuie să curgă în noi. Trebuie să ne fie rușine de El, nu frică de pastor. E jenant să ne fie frică de un om mai mărunt decât noi. E jenant să ne fie frică de comitet. Comitetul nu-i bau-bau. Nu ne va fi frică de nimeni decât în situația în care ne e frică de Dumnezeu. Când ne temem de Dumnezeu, îi vom respecta pe oameni, vom respecta autoritatea părinților, chiar dacă sunt bătrâni, chiar dacă nu mai au bani, chiar dacă nu știu engleza și n-au cetățenie. Vom respecta autoritatea din biserică, chiar dacă alții ne-au spus că ăștia nu merită să fie respectați. Vom face asta pentru că l-ascultăm pe El. Tot ce noi facem în legătură cu pocăința e din cauza Lui și reflectă legătura dintre noi și El. Dacă ai mireasă, o iubești, îi duci cadouri, o scoți la plimbare, o mângâi, îi faci bine, adică îți cheltui resursele cu ea. Dacă ai mire, de asemenea, când îi cânți, îi cânți cu bucurie, nu din silă. Lucia Ușescu i-a încântat din silă, că așa era vremea. Dar să-i cânți la iubit sau la iubită din silă, ar fi jenant și ar fi umilitor pentru el sau pentru ea. Îi cânți cu pasiune, de-abia aștept să ai timp să-i cânți, pentru că asta este expresia iubirii. Nu-i greu să vii la biserică și să înfășori sarmale, nu-i greu. E adevărat, dacă e puțin timp disponibil, făcând un pic de efort, nu-i greu să muți niște lucruri, nu-i greu să vii să stai la ușă, nu-i greu, pentru că e pentru El. Dacă îmi cere mie membrii familiei mele un efort, îl fac cu bucurie, sunt ai mei, indiferent cum îi vedeți dumneavoastră, sunt ai mei. Și indiferent cum îi văd eu pe ai dumneavoastră, sunt ai dumneavoastră. Dar când El ne cere un lucru, să fim obosiți, să fim prea ocupați, așa, asta e dragoste, asta este legătură. Oamenii lui Dumnezeu, o mlădiță fără viță este o creangă uscată. Dacă noi nu mai suntem ca o mlădiță prinși în butuc, în vița de vie, în Hristos, noi suntem o creangă bună de pus pe foc, trosnim 30 de secunde și ne transformăm în cenușă. Valoarea, viața noastră, mugurii noștri, strugurele care iese în viața noastră ca un rod al Duhului Sfânt, e faptul că noi suntem legați de butuc. El, de aici ne vine viața. Și ne vine pentru că suntem legați, suntem conectați, este în priză. Legătura noastră cu El ne dă duhovnicescu. Punerea noastră, conexia noastră cu El ne dă viață din El. Atunci îl iubim, ținem la El și suntem în stare să facem totul pentru El. Asta l-a transformat pe Pavel și toată viața a călătorit în Imperiul Roman să predice Evanghelia. A murit făcând asta.
Era un geniu, avea o poziție extraordinară, era membru în parlamentul religios din vremea lui, dar a renunțat la totul din dragoste pentru Hristos. Fraților, să nu existe în această biserică un om care nu face în mod concret ceva pentru Hristos, ceva oficial sau ceva neoficial. E imposibil să nu faci nimic pentru membrii familiei dumitale. Nu te duci la muncă pentru ei, ba da. Uneori ți-e rău, dar te duci pentru că știi că ai acasă niște oameni pe care trebuie să-i hrănești. Nu faceți mâncare pentru membrii familiei, uneori vă doare capul, dar faceți lucrul ăsta că se întoarce soțul și copiii. Hristos nu merită nici atâta? Ascultați-mă, cine face de frica comitetului și de gura păstorului ceva, își pierde timpul degeaba. Trebuie să facem din dragoste pentru el. Tot ce strălucește în noi e dragostea noastră pentru El. Dacă El nu ne iubea, eram în țărâna pământului, eram nemântuiți. Justiția lui Dumnezeu era pe noi și mergeam în iad. Pentru că ține la noi și ne dă valoare, pentru că ne dă atenție. Noi, care am devenit membri în împărăția lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus, noi ne simțim îndatorați. Și orice am face, nu ne vom plăti datoria. O turmă fără oi este o grămadă de oi fără direcție, vulnerabile și victime ale unui lup care dacă le prinde, haț, le omoară. Dar atunci când o turmă are păstor, păstorul poartă de grijă și lupul nu cu mine se luptă, că pe mine mă mănâncă, dar se luptă cu păstorul care ne ocrotește și care ne păzește. Trebuie să prețuim în această adunare, în serviciile divine și dincolo de serviciile divine. Trebuie tot ce facem să facem în numele Domnului. Dacă dai un ban, dă-l în numele Domnului. Dacă cânți o cântare, cântă în numele Domnului. Dacă nu cânți o cântare, nu mai cânta în numele Domnului. Orice faci, fă în numele Domnului. Nu te supăra, nu privi lucrurile de pe o poziție de umanist. Nu fii ambițios și mândru. Nu, nu, nu. Asta nu e o soluție duhovnicească. Fii un om smerit și tot ce faci spune așa, în numele Domnului, în numele Domnului. Și asta să nu fie doar o expresie, să fie o convingere. Noi nu suntem în stare să producem slavă de care beneficiază Dumnezeu. No. Noi suntem niște ființe murdare, vă rog frumos să mă iertați. Noi suntem niște oameni murdari și păcătoși. Noi ar trebui să mergem în iad pentru ceea ce am făcut, dar a venit bunătatea lui Dumnezeu peste noi, dar beneficiem de milă, de grație, de clemență. A murit pentru noi și ne-a dat valoare, ne-a făcut poporul său. În această stare noi trebuie să ne servim împăratul, e o onoare pentru noi să-l putem servi. Nici nu ne trece prin cap să ne vedem egal cu el, nici nu ne trece prin cap să ne vedem în competiție cu el, să împărțim ceva cu ce este al lui. Este adevărat că evangheliștii predică, este adevărat că pastorii instruiesc și îngrijesc, dar la fel de adevărat și mai adevărat decât toate acestea este că Duhul Sfânt face să crească. Mi-am propus în seara asta să vă prezint puțin felul în care a mers biserica prin istorie, însă am fost emoționat și am vrut să vă vorbesc despre treaba asta pentru că am văzut lucruri care mă dor și pe care nu vi le pot spune de aici. Și mi se pare că noi, biserica secolului 21, ne confruntăm cu mediocritate, cu superficialitate, cu umanism, ne confruntăm cu feminism, ne confruntăm cu expunere la toate lucrurile care n-au ce să caute aici. Și ar trebui să-L iubim mai mult pe Stăpân. Și asta să nu fie doar vocea mea de care v-ați săturat, că toată ziua vă spun despre nu știu ce îmbrăcăminte și nu știu despre ce încălțăminte și, frați și surori, nu-i vorba de mine, eu mâine dispar de pe scena istoriei. Cine sunt eu? Este vorba de El, eu n-am 2000 de ani ca El de când a introdus creștinismul pe scena istoriei. Vreau în această seară să înțelegeți că biserica asta nu e a niciunuia dintre noi, nici nu știți când va suna telefonul mâine dimineață de la capătul firului, cel care te-a sunat îți spune care dintre noi a plecat. Păstorul păstorilor, dirijorul dirijorilor, membru membrilor, fondatorul fondatorilor n-are nicio importanță, suntem datori să plecăm de aici. El e glorie, El e slavă, El e măreție, El merită totul și Lui trebuie să-I stăm la dispoziție cu viața noastră. Biserica nu trebuie văzută doar ca o instituție. Biserica nu trebuie văzută doar ca un grup de oameni organizat. Biserica nu este o companie care produce slavă pentru Dumnezeu.
Biserica este dragostea Domnului Iisus, este iubita Lui rămasă pe pământ, după care se va întoarce, va vârtej într-o zi și va suna o trompetă și va veni, va veni după oameni ca noi. De aceea Biblia încheie cu aceste cuvinte. Știți cine le spune? Le spune Mireasa, le spune Aleasa, le spune iubita. Vino, Doamne Iisuse. Dacă vom trăi cu dorul ăsta, ni se va împlini într-o zi și vom avea parte de El. Vom lăsa aici tot ce am construit și vom merge să împărățim cu El. Frați în vârstă, mai în vârstă decât mine, acolo nu vom mai îmbătrâni. Frați care aveți probleme de sănătate grave, acolo nu va mai exista suferință, spitale și doctori. Oameni care vă simțiți așa de mici, neînsemnați și lipsiți de daruri și de valori, acolo toți vom fi membri în corul care va cânta slavă lui Dumnezeu. Noi ni s-a făcut mare har să facem parte din împărăția lui Dumnezeu, să nu ne pierdem vrednicia, să nu o vindem pe nimic, să nu ne lăsăm ademeniți de slavă sau de alte lucruri care îl subordonează pe Hristosul nostru, pe prealesul nostru, pe frumosul nostru, pe minunatul nostru Domn. Vă rog în această seară, ca niște oameni trecuți prin viață, cântăriți dumneavoastră la ce am spus și primiți cuvintele acestea, cum credeți că este după voia lui Dumnezeu. Haideți să încheiem slujba divină cu rugăciune.